Aș vrea să vorbesc despre importanța bucuriei și am intitulat mesajul Dumnezeu te vrea fericit. Și te vrea atât de mult încât a spus-o prin cei mai serioși oameni ai săi. Aș vrea ca să deschideți Sfânta Scriptură la cartea prorocului Neemia, la capitolul 2, pentru că prorocul Neemia este unul dintre profeții rezidirii, da, a Ierusalimului, ai templului, Hagai și ceilalți au contribuit la strângerea poporului în Țara Sfântă și au ajutat ca să fie reclădit templul. Cu toate piedicele care au existat din partea turnătorilor la curtea împăratului și a tuturor acelora care sabotau lucrarea lui Dumnezeu, totuși Ezra, Neemia, Hagai au fost profeții care au ajutat poporul să aibă o direcție clară și să facă lucrul acesta. Nu știu cum vi-l imaginați dumneavoastră pe Neemia. Dacă citim cartea care îi poartă numele, vedem că Neemia era un profet al lui Dumnezeu, dar în același timp avea o funcție foarte interesantă și aș vrea să nu vorbesc eu, ci aș vrea să citesc din Scriptură. Capitolul 2 din cartea lui Neemia, pagina 498, varianta Cornilescu, versetele 1 și până la 3. În luna Nisan, anul al 20-lea al împăratului Artaxerxe, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului. Deci era paharnicul împăratului, da? Profet, paharnicul împăratului. Faceți dumneavoastră conexiunile. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Fiți atenți. Profet, paharnic, niciodată trist. Împăratul mi-a zis, pentru ce ai fața tristă? Totuși, nu ești bolnav, nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică și am răspuns împăratului, trăiască împăratul în veac, cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc. Am observat că omul acesta al lui Dumnezeu de obicei era fericit înaintea împăratului și îl bine dispunea. Era trist doar în ocazii foarte importante, când avea o povară pe suflet, dar ca fel de a fi, el era un om vesel, un om fericit. Tot în cartea lui, spune cuvântul lui Dumnezeu la capitolul 8 de data aceasta, când a venit în țară, după ce a primit permisiune de la împărat, era și om de stat, bineînțeles, avea funcții importante acolo. În luna a șaptea, spune capitolul 8 cu versetul 1, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnul lui Israel. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării alcătuită din bărbați și femei și toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a șaptea și rog pe băieți să afișeze al doilea slide din PowerPoint-ul pe care li l-am dat mai devreme, să avem așa o schiță, să vedem în ce context le spune Dumnezeu să fie fericiți. Am aici lista cu sărbătorile iudaice, aveau două calendare. Aveau calendarul civil, da? Și calendarul religios sau ceremonial, care avea 7 luni. Ei, în luna a șaptea, ziua întâi, prima, este ziua sunării din trâmbiță. Atunci era sărbătoarea trâmbițelor, care anunța venirea zilei ispășirii. Ei, noi ca adventiști când auzim de ziua ispășirii, drepți, fața crâncenă, aia de așa, de sfânt, și domnule, ziua ispășirii, ziua ispășirii, ziua trâmbițelor, judecata de cercetare, încruntați așa și nu cumva să zâmbim sau să fim fericiți că vine judecata, vine judecata. Asta este maniera în care noi privim sărbătorile, dar aș vrea să vă citesc din Scriptură cum a poruncit Dumnezeu să fie păzite sărbătorile astea. Pentru că noi am scâlciat și am sucit ceea ce a pus Dumnezeu bun și am interpretat după bunul plac.
Însă aici, după ce s-a citit legea până la amiază, reacția a fost cam care este a noastră de obicei. Auzi de legea lui Dumnezeu? Cum am cântat la început? Legea lui veșnic m-a terminat, nu? M-a încruntat. M-a înveselit. Legea lui Dumnezeu m-a înveselit. Dacă citiți Psalmul 119, o să vedeți, este un poem al legii în care se vorbește doar despre fericire. Când aude de poruncile lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu, aduce bucurie, aduce pace, aduce fericire pentru cei care le păzesc. Noi, dacă avem un spirit legalist, înțelegem exact pe dos. Era luna a șaptea, ziua sunării din trâmbiță, prima zi a lunii. Și fiți atenți, au citit legea. Și după ce au citit legea, poporul spune cuvântul lui Dumnezeu că a început să aibă o atitudine din asta tristă. Și în versetul 9 spune așa: dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții care învățau pe popor au zis întregului popor. Și ca să înțelegeți, Ezra și Neemia, pe lângă faptul că erau profeți, erau și oameni de stat și erau și oameni de cultură. Să nu credeți că erau niște beduini din aia pe care i-a adunat Dumnezeu de pe nu știu unde. Nu. Ezra este cel care este un fel de creator de limbă, este creatorul primului canon iudaic, Ezra. Și a împrumutat caracterele asiriene de scris și scrierea ebraică de acum este adusă de Ezra în alfabetul ebraic. Da? Deci era un om de cultură, era un om citit, era un om care știa legea lui Dumnezeu, era un om de carte. Și spun așa oamenii aceștia care învățau pe popor: ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă bociți, da? Și să nu plângeți, căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. Cum facem noi? Auzim cuvântul legii, dă-i cu smiorcăială, dă-i cu tristețea, dă-i cu... O să vedem când vine asta, după, da? Prima dată, în ziua aceasta a trâmbițelor, în sărbătoarea trâmbițelor, spune cuvântul că profeții lui Dumnezeu le-a spus: nu plângeți, veseliți-vă. Și spune în continuare: ei le-au zis, duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit, că ziua aceasta este închinată Domnului nostru. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Este extraordinar. Eu nu știu ce evanghelie și ce scriptură citim noi, că citim exact pe dos. Ați auzit de sabate de post? Ați auzit de asta? Păi, s-a făcut o mare paradă cu sabate de post. Mai erau unii care se însurau și se măritau și înainte să se mărite sau să însoare, 7 sabate postea ca să-și dea seama. Și tot prostul îi mereu, bineînțeles, că Dumnezeu n-ar ne face cu chestiile astea. Din experiență, pe câți i-am cunoscut cu sabatele astea, în fine, ei ziceau că așa, că o chestie așa de consolare, că au nimerit-o bine, dar de fapt cam acolo era. Ca să vedeți de unde vine treaba asta cu sabatele de post, n-aș vrea să vorbesc de la mine. Aș vrea să vă citesc ce spune Ellen White legat de asta în cartea Tragedia Veacurilor, ați auzit de ea, nu? În capitolul 3, ea spune așa, fiți atenți, spune Ellen White lucrul ăsta: pentru a pregăti calea pentru lucrarea pe care o plănuise să o îndeplinească, Satana îi făcuse pe iudei, înainte de venirea lui Hristos, să împovăreze sabatul cu cele mai stricte pretenții, făcând din păzirea lui o povară. Deci cine face o povară? Satana. Acum, folosind lumina falsă în care reușise să-i aducă și să-l privească, a aruncat o cară asupra lui ca fiind o instituție evrească. În timp ce creștinii în general continuau să păzească duminica drept o sărbătoare a bucuriei, el i-a condus să facă din sabat o zi de post. Fiți atenți aici! O zi de amărăciune și tristețe pentru a-și arăta ura lor față de iudaism. Poftim!
Vedeți cum s-a făcut schimbarea și de ce? I-a făcut să facă din sabat o zi de întristare. Postește, nu postești în sabat. Dacă vrei să ții post intermitent, ține-l când vrei. Dar dacă vrei să postești pentru Domnul, ține-l în alte zile. Dar nu-l ține în sabat, pentru că sabatul este o zi de bucurie. Și asta era o zi de sabat. Și spune, mâncați mâncăruri gras, strecuri caloriile acolo și ăsta. Nu, domnule, zice, mănâncă, e zi de sărbătoare. Nu fi trist în ziua de sărbătoare, pentru că Dumnezeu te vrea fericit, nu te vrea trist. Și apoi spun cuvintele lui Dumnezeu că leviții potoleau tot poporul zicând, tăceți că ziua aceasta este sfântă, nu vă mâhniți. Care era mesajul pentru noi la zilele sfinte? Exact pe dos. Și de asta nu ne place. Păi trebuie să vii, mă, dar nu e așa de aiurea. Se vezi cu fața lungă așa, scânzi niște cântări trist acolo, amărât, vai de capul tău. Nu, dacă saluți pe cineva, dacă suporți sau nu pe cineva, e mai și lung, foarte lung, foarte lung, plixisitor. Și atunci normal că în mod natural nu suporți asta, dar na, dacă trebuie, dacă trebuie să fii mântuit, o suport și pe asta, strângi din dinți și mergi mai departe. Nu, fals. Dumnezeu nu a intenționat ca sărbătorile lui să fie plictisitoare, anoste și fără rost. De asta l-a spus, când vă întâlniți la oaltă, există și momente de solemnitate, dar alea nu erau atât de mult din punct de vedere ca timp, cantitativ. Majoritatea era bucurie, se întâlneau unii cu alții, mâncau împreună, beau împreună, sărbătoreau împreună, socializau. Și era fain la sărbătorile Domnului. Abia așteptau să meargă acolo. Dar spune aici că Satana a făcut din sabat o zi de post, o zi întristată, o zi în care să ai tot felul de restricții. Și atunci zice omul, păi mai fai mă duminica la mici și la bere și la ăștia. Că sabatul e plictisitor, mă duc postesc, stau acolo, trist, nu mă bucur de nimic. Cât de șiret este diavolul și ne-a făcut să credem că asta este o virtute și o jertfă pentru Dumnezeu. Preoții au zis, tăceți că ziua aceasta este sfântă, nu vă mâhniți. Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea. Și au trimis câte o parte și altora și s-au veselit mult, căci înțeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră. Au înțeles bunătatea lui Dumnezeu. Știți ce am observat? Că exact ceea ce demonizăm noi ca plăceri omenești, exact aia a binecuvântat Dumnezeu și nu doar că a binecuvântat, a legat ca metafore de planul de mântuire. Care sunt cele mai mari plăceri care există în lumea aceasta pentru un om? N-aveți curaj să spuneți. Să mănânci, să bei, da? Și a treia, bucuria erotică dintre bărbați și femeie. Le găsiți simbolizate în cele mai sfinte simboluri, în planul de mântuire? Când vorbește despre biserică și Hristos, vorbește despre nuntă. Observați simbolul legăturii conjugale. Mâncarea și băutura sunt simbolizate în actul Sfintei Cine. Sunt acolo. Astea fac parte din bucuria noastră, fac parte din noi și Dumnezeu a știut lucrul acesta și a zis, astea trebuie să simbolizeze mântuirea. Și de aceea aceste trei simboluri le găsiți peste tot în Scriptură, de la Geneza până la Apocalipsa. Le găsiți acolo pentru că ele fac parte din noi, din existența noastră. Mântuirea nu este ceva suspendat în eter, care n-are nicio legătură cu noi, cu viața noastră, cu bucuriile noastre. Nu, fac parte din viața noastră și din bucuriile noastre. Nu sunt un apendice pe care îl punem acolo într-o parte. Nu, mântuirea trebuie să facă parte din viața ta și din viața mea. Apoi, după sărbătoarea aceasta, urma o altă sărbătoare. Spune cuvântul de la versetul 14 și au zis
Și au găsit scris în cartea legii, în lege, că Domnul poruncise prin Moise ca fiii lui Israel trebuie să locuiască în corturi în timpul sărbătorii lunii a șaptea. Atunci au trimis să răspândească vestea aceasta în toate cetățile lor și la Ierusalim. Duceți-vă la munte, aduceți ramuri de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mirt, ramuri de finic, ramuri de copaci stufoși și să faceți corturi cum este scris. Și spune de la versetul 17 în continuare, toată adunarea celor ce se întorseseră din robie au făcut corturi și au locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva și a fost o foarte mare întristare. Nu? Așa scrie în Biblia noastră. A fost o foarte mare veselie. N-ai cum să o dai, să sfințezi zâmbetul ăsta. Ăla, așa, în colțuri, știi? Zâmbetul Sfânt, așa, forțată. Nu merge. Veselia e veselie, că râzi, râzi cu poftă. Asta este, râzi din toată ființa ta. Și la sărbătoarea corturilor, la ziua ispășirii, la ziua trâmbițelor, deja din ziua întâi până în ziua 15, erau 15 zile, și după aia până în ziua 21, că ținea 7 zile sărbătoarea asta a corturilor. Și ziua 8 a zilei corturilor era zi de sărbătoare. Până în 22, tot veselie a fost. La cele mai sfinte sărbători ale Domnului a fost veselie. Și așa spune cuvântul. Au citit în cartea legii lui Dumnezeu în fiecare zi, din cea din tâi până în cea din urmă, au prăznuit sărbătoarea 7 zile și a fost o adunare de sărbătoare în ziua 8-a, cum este poruncit, așa cum am spus. Deci 15 cu 7 și în ziua a 8-a a sărbătorii până în 22. Este extraordinar. Și apoi, după 22 de zile de veselie și de bucurie, urmează postul și tânguirea. Ce facem noi? Exact pe dos. Începem cu astea și când e vorba să te mai bucuri, lasă-mă în pace cu biserică, cu tot, cu regimuri din astea austere, că nu mai trebuie. Nu mai trebuie, am obosit. Întotdeauna bucuria, veselia, zâmbetul i-au unit pe oameni. Și chiar în situațiile astea de criză, când nu corespundeau cu legea lui Dumnezeu, Dumnezeu preferă bucuria oamenilor decât să respecte canoanele strict. Fusese o ocazie pe vremea unui împărat când n-au făcut curățirea pentru Paște așa cum trebuie. Și se duce împăratul la Dumnezeu și zice: Doamne, ce să facă? N-au făcut ăștia curățirea. Zice: lasă-i. Că prefer să văd poporul fericit, să-i văd împreună, să-i văd că mănâncă împreună, că sunt fericiți, că se sărbătoresc, decât să țin de o literă în defavoarea omului. Nu înseamnă că litera nu este importantă, dar oamenii sunt mai importanți decât litera legii. Și Dumnezeu a înțeles lucrul acesta. Noi nu prea am înțeles. Și de aceea le-a zis: bucurați-vă, veseliți-vă. Aveți în suflet acea bucurie a mântuirii. Și da, după ce s-au veselit, spune cuvântul, că au și postit în a 24-a zi a aceleiași luni, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în saci, presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Dar dacă vedem proporția, 22 de zile de sărbătoare și una de post, este total invers de cum practicăm. Dumnezeu vrea să fii fericit. Dumnezeu vrea să vii înaintea Lui cu bucurie. Dumnezeu vrea să te bucuri de sabat. Și cred, dragii mei, că și mântuirea care începe din lumea aceasta înseamnă bucurie. În raiul lui Dumnezeu înseamnă tot bucurie. Dacă citiți în cartea Apocalipsei, iar o carte pe care am răstălmăcit-o în toate felurile, găsiți 7 scene liturgice în care îl laudă pe Dumnezeu, mântuiții, heruvimii, toate făpturile create de Dumnezeu. E bucurie, e cântec, e veselie acolo în cer. Nu e o plictiseală cu îngerul ăla care cântă la harpă. Pe bune au făcut caricatura asta. Știți de unde s-au inspirat? Din practica noastră. Păi, plictisitor, era mai fain în iad.
E mai fain în iad, că acolo ăia se distrează, au petreceri, au tot felul de chermeze. Ăia acolo stau și cântă saltiri și psalmi și se plictisește, stresați, să aibă grijă, să nu facă. Acolo tot o plăcere. Dar în realitate întâlnim bucurie, întâlnim acea explozie a sufletului care își exprimă mulțumirea pentru ceea ce a făcut Dumnezeu. Dragii mei, cred că fiecare dintre noi avem Scriptura acasă și putem să înțelegem că Dumnezeu ne vrea fericiți. Ne vrea să fim plini de speranță, ne vrea să fim bucuroși. Și nu îl ajută cu nimic și nici nu îi face un serviciu să ne vadă triști. Chiar spune în cartea lui Maleahi, că zic legaliștii, păi degeaba am umblat noi triști înaintea lui, dar cine te-a pus să umbli trist înaintea lui Dumnezeu? Că Dumnezeu nu te-a pus. Că ai vrut tu. Asta e problema ta. Și degeaba am umblat noi. Că Dumnezeu nu vede asta. Că ne-am chinuit acolo și ne-am smerit sufletul ca un pipiric și am stat în zile de poși. Bă, mai trebuie și din astea, nu zic. Dar Dumnezeu vrea să fii fericit. Și în Isaia 58 zice, dezleagă lanțurile răutății, lasă toate astea la alte, fii fericit, fii bucuros înaintea mea, că asta îmi place mie. Și dacă lui Dumnezeu îi place această fericire a mea și a ta, hai să-i facem bucuria în zilele de sabat, în zilele de sărbătoare, să fim fericiți. Ne va face bine, în primul rând nouă, și vom face fericit pe Dumnezeu, pentru că vede că are niște copii mulțumitori, fericiți, care se bucură că au fost mântuiți. Dumnezeu să ne ajute, dragilor, ca să ne bucurăm de această bucurie a mântuirii și să începem să gustăm din ceea ce ne pregătește Dumnezeu încă de pe acum. Să fiți binecuvântați și să aveți o viață frumoasă. Amin.